20 de familii stau cu frica în sân că locuințele în care trăiesc se prăbușesc după ce fisuri de mari dimensiuni au apărut pe pereții a 4 case din orașul Galați, dintre care 2 cu etaj. Disperați, localnicii au cerut ajutorul autorităților, iar ancheta primăriei este în desfășurare. Pe strada Tudor Vladimirescu s-a înregistrat un fenomen de tasare care a afectat 4 imobile, fiind semnalate fisuri. Comitetul local pentru situații de urgență a dispus în regim de urgență o primă măsură, respectiv izolarea perimetrului afectat de tasare și monitorizarea zonei afectate. Casele au aproximativ 100 de ani, au trecut prin cutremure, au rezistat cu fisuri superficiale. În noaptea de Sfântul Gheorghe au început să apară fisuri mari și s-a tot agravat. A fost o avarie la rețeaua de apă. Noi credem că apa curge în pământ de mult timp. Ei au intervenit în urmă cu 2 săptămâni, au săpat. Apoi au adus mult pământ și au astupat. Spune pentru presa locală unul dintre gălățenii afectați de această problemă. În funcție de rezultatele studiului comandat de primărie, oamenii ar putea fi evacuați și transferați în locuințe ale municipalității.